Salutare oameni buni și bine v-am găsit și la un unboxing pe canal. Astăzi voi prezenta tastatura de la Trust, o tastatură semi-mecanică cu numele de Odys, după cum puteți observa. Este o tastatură full RGB cu anti-ghosting, are și mod de gaming mode, ca orice tastatură de gaming în ziua de azi. Și aici pe spate, după cum puteți observa, avem o reprezentare mai bună. Îmi place insertiile astea cum le-a făcut aici pe lateral. Înainte să trec mai departe, să vă zic că este tastatură accesibilă din punctul de vedere că în momentul de față pe EMAG e undeva sub 130 de lei, parcă chiar poate 120 ceva de lei, redusă de la 1.800.000. Deci eu zic că e super ok. Hai să vedem tastatura. Da, tastele sunt semi mecanice și culorile sunt, cred că sunt fixed, bănuiesc eu. Hai să vedem. Scoatem așa frumos. Asta la o parte. Aici avem cablu. Un cablu USB 2.0 normal. Și tastatura plus stickerul cu manualul ca de obicei. Și hai să ne uităm așa la tastatura. Trebuie să o aprind, nu știu, că arată fad așa. Stați așa. Și gata, am băgat-o în priză. Are un iluminat relaxant. Chiar îmi place. Lumina trece și prin taste. Momentan este pus pe modul de pul, să zic așa. În partea de sus avem 10 butoane în total, multimedia. 5 în stânga, 5 în dreapta. Și le puteți controla evident din butonul de fână și volum și mai departe. Aici avem butonul de gaming mode, care ne va bloca butonul de Windows, să nu-l apăsăm din greșeală. Butonul de home, buton de open folder, volum. Membrana aici, sus mișto, așa. Mut, volumul de, ăsta, pardon, butoane de media controls pentru muzică și hai să ne jucăm un pic cu lumințe. Cred că o să opresc lumina ca să vedeți mai bine jocul de lumini. Bun. E, acum problema clasică, să zic așa. Haide acum să se vede mai bine. E puțin diferit culoarea care o văd față de culoarea care vedeți voi pe ecran. În modul ăsta, acu' asta e puțin mai întunecat decât pe ecran, din ce mă uit eu acum, în timp real. Dar hai să ne jucăm cu modurile de iluminare, să vedem. Deci avem așa mod de iluminare. Avem modul ăsta fix, care ar fi un fel de RGB, după cum puteți observa. Trebuie să țineți butonul fână apăsat și aveți de la M1, M3, M5, M2, care vedeți că trece așa într-o parte în alta. Destul de rapid. M4 și ăsta e on și off cum ar veni, după cum puteți observa, e dacă nu vrei lumini. Acum când vine partea de semi mecanică, să vă zic așa ce am observat. Deci sper să facă focus, așa. Pe partea de semi mecanică vreau să mă refer aici că știți că de obicei sunt mai multe switch-uri. Acesta vrea să fie un semi-mecanic, adică este și membrană, dar totuși are și clicul la mecanic și are și sunetul la mecanic. De exemplu, stânga-dreapta, auziți, da? E silent. Sus-jos, e clicky. Toate tastele de aici sunt clicky. Așa, ce mai avem? Ce să-mi dau seama? Deci toate tastele sunt clicky. Tabul nu e. Se e mecanic. Așa. Și escape-ul. Astea sunt toate membrană, partea de sus. WASD. Sunt toate clicky. Doar la săgeți. Stânga-dreapta sunt foarte silent. Sus-jos sunt clicky. Nu știu de ce. E ciudată alegerea, să zic așa. Dar nu e problemă chestia asta. Da, și pe lângă cele 10 butoane de multimedia, hai să punem o culoare fixă, cred că v-am nebunit culorile. Fână. O punem pe... ce culoare să o punem? Aș pune pe albastru. Așa. Bun. Interesant. Ochii mei nu văd. Ea acum de fapt e iluminată fix. Ăsta e un flicker. Ce vedeți de la cameră, ce catering. De la refresh, în fine.
Ia, dacă pun pe altă culoare face la fel? Asta nu, asta nu, asta nu. Dar pe albastru face, interesant. Uite, avem mai multe moduri. F1. Dacă ți-ai apăsat și apeși de două ori asta, am descoperit că avem mai multe moduri. Verde. Uite modul ăsta, pare un alt, dar de fapt este un aqua la culoare, să zic așa. Ce vreau să vă zic pe partea de taste multimedia. Deci dacă țineți apăsat F1, aveți aici sus, să facem un focus, favorite, să faci o poză de aia tăiată cu tool-ul de la Windows. Yeah. O secundă. Bun. Aici mai avem așa, să dai cu F4 și cu butonul de fână dai înapoi, să dai și mai înapoi F5, F6, ăsta e doar o dată, ăsta e de două ori, cum ar veni, e dublu. Ăsta nu știu ce vrea să fie, buton de mail, buton de setări, probabil deschide de contropeană, buton de search, calculator și lock. Bun, cam asta e tastatura, tastatura e destul de și simplă, dar și accesibilă. Îmi place că are un preț foarte bun. Pentru cât costă, e greu de comenta ceva. Și luminița asta chiar n-arată rău. Dacă vreți o tastatură drăguță, accesibilă, construcția e destul de ok, nu flexează foarte puțin, dar na, la bugetul ăsta nu poți să ai așteptări. Este un șasiu de plastic totuși. Dar chestia asta nu mi se pare o problemă. Oricum obi pe birou și te joci, n-ai treabă. Nu cred că dai cu pumnul în ea. Și pe spate, dacă e să mă uit, avem piciorușele evident. Și două piciorușe antiderapante aici, piciorușele clasice, care au o singură poziție, nu e cu dublă poziție. Dar cam atât despre această tastatură, vă să zic că deschide unde o puteți achiziționa. Am găsit-o, v-am zis, undeva la 1 milion și ceva și mi se pare un super preț pentru o tastatură semi-mecanică. Deci este și membrană, dar totuși are și o parte mecanică, are acei click satisfăcător. Ca nivel de sunet, click-ul ar fi de la un switch Shady MX Brown, dacă ar fi să o compar cu Blue, Brown, Red. De exemplu, stânga-dreapta de aici ar fi red și ăsta ar fi brown, ca idee. Asta a fost video de aia, sper că v-a plăcut și până la următoare, la revedere, pa, pa!